Cuvântul a devenit om, spunea pastora Atena, pentru ca să ne aducă salvare. Și vreau să vorbesc un pic despre asta. Luca, de fapt Matei 1 cu 21 spune, ea va naște un fiu și vorbește despre Maria. Ea va naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus, pentru că el își va mântui poporul de păcatele lui. Practic, salvarea reprezintă prima veste a Crăciunului. Poți să-i spui cuiva de lângă tine, prima veste a Crăciunului este salvarea. Da, prima veste a Crăciunului este salvarea. Și, practic, nu știu dacă voi v-ați pus întrebarea asta, dar eu mi-am pus întrebarea, de ce am eu nevoie de salvare? De ce am nevoie să fiu salvat? V-ați pus întrebarea asta. De ce aș avea nevoie să fiu salvat? Am o casă, am o mașină, poate două, am bani, mă simt sănătos. De ce aș avea nevoie să fiu salvat? Și foarte pe scurt vreau să vă dau astăzi poate vreo 6-7 motive pentru care avem nevoie, noi oameni avem nevoie să fim salvați. În caz că nu ai găsit răspunsul acesta astăzi, vreau să privim El Fugitivo prin câteva motive clare, biblice, pentru care oamenii au nevoie să fie salvați. În primul rând, noi avem nevoie să fim salvați de la păcatele noastre. Câți dintre voi știți asta? Eu știu că sunt păcătos. Eu am nevoie să fiu salvat de la păcatele mele. Și Romani 3:6 spune, câțiva au păcătuit. Cei care n-au ridicat mâna n-au păcătuit, doar cei care au ridicat mâna. Nu, spune, toți au păcătuit. Toți include pe toți cei care suntem aici, cei care sunt online și toți cei care nu sunt online cu noi, dar sunt pe acest pământ sau au fost vreodată sau vor fi vreodată. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Apoi, al doilea motiv pentru care tu și cu mine avem nevoie să fim salvați este de mânia lui Dumnezeu. Efeseni 2:3 spune, suntem prin natura noastră copii ai mâniei. Cu alte cuvinte, Biblia spune că noi ne naștem ca și copii ai mâniei. Nu putem să ne naștem altfel pe pământul ăsta decât ca și copii ai mâniei. Și când ne raportăm la Dumnezeu, avem nevoie să fim salvați, să ieșim din categoria copiilor mâniei și să fim puși în categoria copiilor iubirii, copiilor lui Dumnezeu. Amin? Avem nevoie să fim salvați de mânia lui Dumnezeu. Apoi, avem nevoie să fim amenințați de amenințarea iadului. Evrei 9:27 spune, iar după aceea urmează judecata. După care aceea? După viața noastră. După viața mea și a ta, urmează judecata. Așa spune Biblia. Și avem nevoie să fim salvați de amenințarea iadului. Pentru că dacă murim fără să fim salvați, Biblia spune că mergem în iad, mergem în despărțire de Dumnezeu, dar nu o despărțire temporară, pentru o vreme până când poate mai facem ceva pe acolo, curățăm toaletele sau nu. Efectiv, etern. După ce închidem ochii pe pământul ăsta, îi deschidem în eternitatea noastră. În aceeași secundă în care îi închidem aici, îi deschidem în eternitatea noastră și este important cum trăim viața asta, dacă am primit salvarea oferită de Iisus sau nu. Apoi avem nevoie să fim salvați de la moarte spirituală. Coloseni 2:13, Biblia spune, noi suntem morți în păcatele noastre. Înainte de salvare, tu și cu mine, suntem morți în păcatele noastre. Ne naștem morți în păcatele noastre, trăim morți în păcatele noastre și morții, câți dintre voi ați văzut vreun mort, și nu vreau să spun asta fără să fiu sensibil, dar câți dintre voi ați văzut un mort sau ați fost la o înmormântare și mortul a zis,
cineva să-mi aducă un pic de apă, că nu pot ieși de aici. Sau vreau o pizza înainte să plec, înainte să-mi puneți capacul. Morții nu pot să facă nimic pentru ei și nu pot cere nimic. Deci noi nu putem să fim salvați decât de altcineva. Noi suntem morți în moarte spirituală. Inima împietrită este un alt lucru de la care avem nevoie să fim salvați. Probabil că ați văzut filmul acela Narnia. Și cine are copii sigur a văzut filmul Narnia și a văzut vrăjitoarea aceea rea care îi împietrea pe cei de care nu-i plăcea, îi transforma în piatră, pe cei care nu o urmau. Și așa face Satan. Vrea să și ne naștem cu o inimă împietrită. Și doar Iisus, prin sacrificiul Lui, poate despietri inima noastră. Și rugăciunea mea astăzi este ca fiecare dintre voi care mă ascultați și aveți inima împietrită, să vă întâlniți cu atingerea supranaturală a lui Iisus, pentru ca inima voastră să fie despietrită. Apoi avem nevoie să fim salvați de... Când avem inima împietrită, trăim în ignoranță. Cu alte cuvinte, nu căutăm să vedem care este adevărul. Nu căutăm să citim Biblia să o înțelegem. Efectiv, nu ne facem timp să facem asta. Un alt lucru de care avem nevoie să fim salvați este de sclavia lui Satan. Și tu zici, nu, eu nu sunt sclavul lui Satan. Eu sunt creștin și poate îți pui o etichetă, un nume la creștinul acela. Biblia spune că dacă noi nu avem o relație personală cu Iisus, cu alte cuvinte, dacă nu am ales eu personal să îi spun lui Iisus, Iisus, cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu și Salvatorul vieții mele, Te invit să fii Domnul vieții mele, adică eu nu o să mai fac restul vieții ce cred eu că e bine, voi face ceea ce crezi Tu că este bine. Când Domnul Iisus devine Domn al vieții noastre, atunci suntem salvați și scoși din sclavia diavolului. 2 Timotei 2,26 spune că noi toți suntem în capcana diavolului în care am fost prinși ca să-i facem voia înainte să-L cunoaștem pe Iisus. Și eu am fost acolo și mulți au fost acolo, dar când îi spui da lui Iisus, atunci El te scoate afară din sclavia lui Satan. Mai avem nevoie să fim salvați din a fi dușmanii lui Dumnezeu. Romani 8:7 spune, suntem în dușmănie față de Dumnezeu. De aceea avem nevoie să fim salvați. De aceea Biblia ne spune că trebuie să fim născuți din nou. Avem nevoie să fim născuți din nou. Ioan 3:7 spune, trebuie să vă nașteți din nou. Și nașterea din nou ne transpune în familia lui Dumnezeu. Ne pune efectiv în locul potrivit în care noi putem să ne trăim restul vieții aici pe acest pământ în împlinire și în destinul pe care Dumnezeu îl are pentru noi. Și avem nevoie de salvarea sufletelor, care este o salvare spirituală, dar avem nevoie de salvarea Duhului nostru și de salvarea trupului nostru. Și doar cineva care este sfânt în Duh, sfânt în suflet și sfânt în trup, ne poate salva pe noi care suntem captivi în toate trei. Amin? Și acel cineva s-a născut în urmă cu mai bine de 2000 de ani într-o iesle. Numele Lui este Iisus Hristos. Și El s-a născut ca astăzi să se poată întâlni cu tine și să-ți spună, te pot salva în Duhul tău, în sufletul tău și în trupul tău. Și de acest Crăciun, asta e poate cea mai bună veste pe care o putem primi, un fiu ni s-a născut. Nu este cineva doar, un teolog, este Fiul lui Dumnezeu. El s-a născut ca să ne salveze pe fiecare dintre noi. Și Iisus, când s-a născut și a trăit și apoi când a murit, Biblia spune că El a recuperat coroana pe care Adam
și Eva au pierdut-o în grădină în fața lui Satan. A recuperat-o pentru tine și pentru mine. Pentru că atunci când eu îi spun da, când i-am spus da lui Dumnezeu, el mi-a dat înapoi coroana aceea care este menirea pentru care el ne-a așezat pe acest pământ. Și în Roman 6:23 spune partea a doua a acestui verset: dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru. Roman 5:8 spune însă: Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Efeseni 2:8, Biblia spune: căci prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și mântuirea aceasta nu este de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este autorul salvării mele și a salvării noastre și, noi obținem această salvare prin har și ne-o însușim prin credință. Prin har o obținem pentru că nu putem noi să facem ceva, pentru că, amintiți-vă, noi suntem morți, suntem dușmani, suntem legați, suntem sclavi, suntem răi, suntem condamnabili, deci noi nu putem face ceva pentru salvarea noastră. Hristos a murit în locul nostru, vine la noi să ne dezlege, să ne învie, să ne elibereze, să ne adopte în familia Lui și să ne dea viitorul Lui în momentul în care eu îi spun da, când tu îi spui da, da, Doamne, vreau să fii tu Domnul vieții mele și Salvatorul vieții mele. El este autorul salvării noastre și planul lui Dumnezeu pentru salvare se concentrează pe un fiu, pe fiul lui Dumnezeu. Luca 4:18 spune: Duhul Domnului este peste mine, căci El m-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. Și Luca 4:19 spune: să proclam anul de îndurare al Domnului. Asta e vestea bună de Crăciun. Ăsta este anul de îndurare al Domnului pentru tine și familia ta. Ăsta e primul lucru pe care adevărul lui Iisus vrea să-l facă. Vrea să ne salveze și ne salvează atunci când noi acceptăm această veste bună, ceea ce a făcut El pe cruce în locul nostru. Isaia 9:6 spune: căci un copil ni s-a dat, un fiu, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, iar autoritatea va sta pe umerii Săi. Astăzi Iisus nu mai este un copil. Astăzi Iisus este Cel care a trăit o viață model, exemplară, este Cel care a murit în locul nostru, a înviat, s-a înălțat la cer și acum domnește. Dar nu vrea să rămână Domn doar acolo în cer, vrea să fie Domn în inima ta și în inima mea. Și acesta e mesajul Crăciunului, cea mai bună veste, care începe cu acest cuvânt, salvarea. Iisus s-a făcut om ca să te salveze, ca să ne salveze. Deci care este primul cuvânt pe care îl primim, prima veste? Salvare. Spune cu mine, salvare. Cine vrea salvarea? Amin. Eu vreau salvarea. Amin. Al doilea cuvânt pe care îl primim, profeția ce ni s-a dat, este pace. Acum, dacă studiem toate profețiile, dacă ne-am pune mintea să studiem toate profețiile care au fost date, am observat un lucru. Am observat faptul că toate scrierile, toate documentele care vorbesc despre venirea lui Mesia, îl descriu pe Mesia într-un fel, dar evreii l-au primit în alt fel. E ca și cum citești ceva și tu înțelegi altceva. Știți cum îl primeau evreii? Ei se gândeau așa: Mesia va veni, Salvatorul e doar al nostru, e doar pentru noi, doar pe noi ne va salva, doar pe Israel va salva și va veni ca un războinic. Va veni așa pe un cal și va răpune pe toți dușmanii noștri. Se gândeau că e ca un Iosua sau ca un David sau ca toți eroii pe care ei aveau, cu sabia în mână și hai la luptă.
ca să vă salvez. Așa se gândeau ei. Dar ce spunea Biblia? Ce spuneau profeții? Ei aveau și citeau din Isaia, citeau din de peste tot. Scrierile spuneau așa, în special în Isaia, spune despre Iisus că era, că va veni ca prinț al păcii. Nu ca un prinț al răzbunării, nu ca un prinț al violenței, nu ca un prinț al războiului. El venea ca un prinț al păcii. De aceea le-a fost așa de greu. Și nu doar ca un prinț al păcii, care venea doar pentru ei. Venea pentru un prinț al păcii, pentru întreaga omenire. Așa ceva nu era de conceput pentru ei. Era peste înțelegerea lor ca Mesia să nu vină ca un războinic, să nu vină ca un mare viteaz, ci să vină într-un mod atât de umil, atât de diferit. E important să știm, și scrie în Luca, îmi place cum scrie în Luca, spune așa în Luca 1, datorită îndurării nemărginite a Dumnezeului nostru, în urma căreia va veni în ajutorul nostru soarele din înălțime, ca să strălucească peste cei aflați în întuneric și în umbra morții, ca să ne călăuzească picioarele pe ce? Pe calea răzbunării? Pe calea violenței? Nu, pe calea păcii. Spune cu mine, calea păcii. Calea păcii. Deci Dumnezeu nu doar că împlinește profeția pe care le-a zis-o, profețiile pe care le-a zis, vorbindu-le celor care erau de atunci, celor care au mirosit, au pipăit, au văzut. Le spune despre pace tuturor. Fiecare veste despre nașterea lui Iisus e despre pace. Nu doar că lor, dar ne zice nouă azi. Vestea bună pentru noi e împăcarea, e pacea. Și ne zice același lucru. E interesant cum Dumnezeu a inclus ca și destinatari ai veștii bune pe toți oamenii. Așa cum ziceam, tineri, bătrâni, dacă ne uităm la Maria, era foarte tânără. Cine de cea știe că Maria era tânără? Maria era tânără, mama lui Iisus. Maria era foarte tânără, Simeon era foarte bătrân, 112 ani. Cine de aici are 112 ani? Să știi că am aflat, sunt în Japonia. Nu-i ideea să trăiești mult, nu face sens să trăiești mult dacă nu ești mobil, nu? Știm asta. Oamenii aia de 112 ani sunt mobili în Japonia. Indiferent că ești tânăr, bătrân, că ești femeie, că ești bărbat, primii oameni la care vestea s-a dus au fost 3 bărbați și 3 femei. A fost Iosif, da, Zaharia și Simeon, și a fost Ana, profetesa, Maria și Elisabeta. Femei, bărbați, tineri, bătrâni, dar nu doar atât. Vestea păcii a fost dusă tuturor categoriilor sociale. Indiferent. Nu e dată doar pentru prinți, doar pentru nobilimea din antichitate, era dată pentru fiecare. Era dată pentru străini, era dată pentru cel aproape, era dată pentru fiecare. Vă aduceți aminte când au venit magii? Când auzi magii, ce te gândești? Te gândești la ceva magic? Nu, să nu te gândești la ceva magic. Magii nu făceau magie. Un copil a zis asta. Magii nu făceau magie. Ei erau învățați, erau intelectuali antichității. Erau considerați, erau astrologi. Erau considerați oameni de știință. Cum au știut acești oameni despre venirea lui Iisus, despre pacea pe care o aduce El? Gândiți-vă, profețiile au fost scrise în trecut și spune Biblia că ei veneau din estul îndepărtat, adică din zona Babilonului. Ei au făcut o călătorie de kilometri ca să-L cunoască, că le-au zis de ostea, ca să cunoască pe Prințul Păcii. Imaginați-vă cum știau, pentru că aceste profeții erau cu sute de ani scrise. Acum, dacă ne gândim la cine a fost în Babilon, știm că atunci când au fost luați în exil, a fost luat Daniel, era un Ieremia, cu 600 de ani înainte să se nască Iisus. Cu siguranță cei care erau atunci știau de, cum să zic, numele pe care l-avea Daniel. Faptul că Daniel, cel care a fost în groapa cu lei, avea o autoritate acolo. Cel care a fost în groapa cu lei și lei n-au putut să-l mănânce, aveau gura încleștată. Daniel, a cărui prieteni erau în cuptorul de foc, și așa de tare au încins cuptorul ăla, mai tare decât de obicei, de parcă focul nu arde oricum, în așa fel încât gărzile care i-au dus pe prietenii lui Daniel să-i bage în cuptor, au murit în fața cuptorului de atâta căldură. Și prietenii lui n-au murit. Acel Daniel, acel Ieremia, care au fost contemporani, au scris. Poate că magii, astrologii,
Sute de ani, gândiți-vă câte generații sunt în 600 de ani. Multe, nu? Nici nu știu. Să zicem, 80 de ani e o generație, face socoteala. Multe generații în 600 de ani au primit o informație atunci când mergeau școlărei să fie instruiți, ca oameni învățați. Li se zicea, în sulurile cutare, scrie despre un prinț al păcii, despre un Mesia, despre un salvator care va veni. Fiecare generație să urmărească steaua care va duce acolo. Și acum mă gândesc, Doamne, toți ăștia care învățau acolo, toți cei care învățau despre astrologie, despre știință, trebuiau să urmărească steaua. Dacă cumva acești magi care au venit ratau. Mă gândesc la mine, eu sunt mulțumitoare lui Dumnezeu în fiecare zi că n-am ratat vestea bună. Puteam în generația mea, în viața mea, să ratez vestea bună, să nu fiu pe fază la stea. Ghilimele. Ei n-au ratat-o. Și-au primit vestea bună și-au mers mai departe. S-au dus și-au găsit ce-au căutat. Apoi, vestea bună merge la clasa muncitoare, la păstori. Poate vă gândiți păstorii că erau dintr-o clasă joasă. Nu, păstorii erau dintr-o clasă normală. Erau cei care procurau mâncarea. Gândiți-vă astăzi, cine s-ar încadra la categoria asta? Toți cei care ne asigură mâncarea, toți cei care o duc dintr-o parte în alta, toți... Eu aș zice și IT-știi că sunt foarte mulți, dar nu. Adică corporatiști că sunt. Toată lumea care se îngrijește ca să funcționeze la nivel de muncă, pământul se încadrează la destinatarul veștii bune, a păcii. Și ei primesc această veste ca oameni obișnuiți. Și uitați ce spune în Luca 2. În ținutul acela erau niște păstori care rămăseseră afară pe câmp și stăteau de pază în timpul nopții în jurul turmei lor. Un înger al Domnului a apărut înaintea lor și slava Domnului a strălucit în jurul lor. Ei s-au speriat foarte tare. Îngerul le-a zis, nu vă temeți, pentru că iată, vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot poporul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată care va fi semnul, și nu uita cuvântul ăsta, pentru voi veți găsi un copil nou născut, înfășat, țineți minte acest cuvânt, înfășat și culcat într-o iesle. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, adică alți îngeri, lăutându-l pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în înălțimi și pace pe pământ între oamenii peste care se odihnește bunăvoința lui. Pace pe pământ între oamenii peste care se odihnește bunăvoința lui. Pacea mea și pacea ta începe cu împăcarea cu Dumnezeu. Nu ai cum să ai pace reală. Poți să te duci pe orice munte, poți să te duci la orice meditații, poți să citești orice carte, să faci oricâtă terapie, să faci orice lucru pentru a găsi pacea. Vreau să zic un lucru. Vei deveni un dependent de căutare. Atât. Vei deveni un dependent de căutare, de pace și atât. Nu vei găsi. De ce? Pentru că pacea ta interioară începe cu împăcarea cu cel care te-a creat. Doar în momentul ăla se produce ceva extraordinar. Și să nu uităm că pacea reprezintă persoana, prințul păcii. În momentul în care prințul păcii vine în inima ta și el devine stăpânul vieții tale, tu nu mai ești căutător de pace, tu ești deținător de pace. Amen. Și starea asta, știi ce înseamnă de fapt? Este o stare de bucurie continuă, este o stare de lejeritate a inimii. Dacă vreți, o ușurătate a inimii, da. Te simți ușor, mereu. Te simți neîmpovărat, n-ai anxietate, n-ai tulburare. De ce? Pentru că ești în pace, ești împăcat, ești în regulă. Ești în condiții bune, ești în condiții de fiu și fică, ești în condiții de prietenie cu cel care te-a creat. Altfel e o căutare bezmetică și o iluzie în masă să crezi că o găsești altfel. Nu o vei găsi. Pentru că pacea este Hristos. Și e important să ne dăm seama de asta și să înțelegem ce se întâmplă. Acum zici, ok, prințul păcii, am venit să aduc pace pe pământ. Că noi cântăm asta, pace pe pământ. Este pace pe pământ? Cine de aici poate să zică că e pace pe pământ? Nimeni. Pentru că nu este pace pe pământ fizic. Sunt războaie și războaie. Și nu doar acum. În jurul nostru sunt multe războaie.
Și auzim de vești de războaie și sunt multe războaie și zici, unde-i pacea? Să știți că pacea lui Hristos oricum acoperă tot timpul, trecut, prezent și viitor. Trecutul e pacea cu Dumnezeu pe care a făcut-o Iisus. Prezentul este pacea ta interioară, în așa fel încât, indiferent ce război în jur, indiferent prin ce boală treci, indiferent ce-ți zguduie viața, indiferent ce veste auzi, tu ai pace, pentru că l-ai pe Hristos. Iar pacea din viitor este cu adevărat pacea care se va instala a doua oară când va veni Iisus și va fi o pace pe pământ, zice Biblia. Pacea instaurată și fizic. În 1914, apropo de războaie, nu, în generația trecută, poate unii dintre voi aveți bunici sau străbunici veterani de război sau știu eu, care au fost în război, dar în primul război, în 1914, s-a întâmplat ceva ce nici nu pot să înțeleg. S-a dat un tratat de pace de o zi. În 25 decembrie a fost semnat armistițiul de Crăciun, s-a numit, un tratat de pace de o singură zi în care nu s-a mai luptat. Deci era un război. Pe de o parte în tranșee erau francezii și englezii, pe cealaltă parte erau nemții. Nu s-a mai auzit nicio împușcătură, armele jos, în stânga un rănit, în dreapta unul fără un ochi, la picioarele tale unul mort. Nici nu pot să-mi imaginez condițiile de război și atrocitate. Urăsc războiul. Nu pot să-mi imaginez că au lăsat toți armele jos și istoria spune că nu doar ofițerii au ieșit din tranșee și s-au unit. Dușmanii s-au unit și au început să-și dea mâncare, băutură, știu, diverse mici lucruri ca și cadou. Pentru o zi. După ce s-a terminat ziua, a doua oară a început lupta, a început moartea, a început dezastru. Cu adevărat, pacea pe care noi putem să o experimentăm nu are legătură cu exteriorul. Nu. Este pacea aia intensă. Este starea aia că nimic nu poate să-ți afecteze interiorul, indiferent ce se întâmplă în exterior. Și asta nu ți-o dă ce ai. Asta nu ți-o dă lucrurile pe care ți ies în viață. Zice, o, mie toate lucrurile am pace. N-ai. Sunt atâția oameni care își rezolvă ușor lucrurile și dorm cu Xanax. N-ai pace. Pacea o ai numai când ai pace cu Dumnezeu. Da. E foarte important să înțelegem asta. Înseamnă să ai o inimă ușoară. Înseamnă să poți să pui capul pe pernă și să știi că între tine și Dumnezeu este o relație pe care nimeni nu poate să o distrugă, pentru că e plătită de însuși Prințul Păcii. De El a fost plătită. Pentru noi e gratis, pentru El nu. Pentru El a costat. Vedeți, Prințul Păcii n-a adus pacea prin forță. N-a adus pacea prin război. Vreau să zic asta. Teritoriile cucerite de creștini n-au fost voia lui Dumnezeu prin forță. Cruciadele n-a fost inima lui Dumnezeu pentru pământ. A fost interpretarea omului. Pentru că Hristos a venit să aducă pace și să instaureze pacea nu prin forță, nu prin război, ci prin jertfa personală. A venit umil. A venit acolo umil. Spuneam mai devreme să țineți minte un cuvânt. Mai țineți minte? Înfășat. Când păstorii au auzit vestea. Vedeți, în antichitate, ieselele sau șgheabul, cum numim noi, în Brașov așa zice șgheab, sau troacă. Stai că mi-am adus aminte, troacă. Cuvântul ăsta l-am auzit toată copilăria mea, pentru că mama mea zicea că sunt rămășița de pe troacă. N-am înțeles multă vreme ce vrea să însemne, sunt o rămășiță. Cuvântul rămășiță îmi place, pentru că Dumnezeu a căutat tot timpul o rămășiță ca să-și împlinească planul. Dar vrea să zică că sunt ultima care a venit. Și cumva așa, pe... din întâmplare. Dar locul în care s-a născut... întâmplare bună. Bună, da. După aia și-a dat seama. Locul în care s-a născut Iisus nu era din lemn, în care a fost pus, era din piatră. Și vă spun de ce, pentru că evreii erau foarte atenți că atunci când se naște un miel și se naște perfect,
fără niciun cusur, fără niciun defect, fără nicio problemă, era imediat înfășat. De ce? Pentru că trebuia dus la templu pentru jertfă. Era protejat. Dacă se naște, dacă se vine pe lume un miel care n-are nicio problemă și noi n-avem grijă de el, ei când au auzit înfășat iesle, au știut imediat despre ce e vorba, despre o jertfă. Când au venit să vadă pe Iisus, știau că este mielul lui Dumnezeu adus ca jertfă. Și în Efeseni 2 cu 14 spune așa, căci el este pacea noastră, cel care din doi a făcut unul, aici se referă la faptul că și evreii și întreaga lume s-au unit în ca și beneficiari, dărâmând prin trupul său zidul care îi despărțea, adică dușmânia. Vestea bună este dată în Biblie, dragii mei. Și Biblia trebuie privită ca o oglindă. Nu doar că e o veste bună care zice poți să ai pace, poți să ai salvare, poți să ai ce-ți lipsește ție, bucurie, poți să ai roada Duhului Sfânt, cele nouă lucruri, pace, bucurie, credință, răbdare, autocontrol, bunătate, blândețe, toate sunt acolo la dispoziție, nu doar asta. Biblia îți arată cum ești și cineva nu de mult zicea, acum nu știu dacă trebuie să zic asta, dar o să zic. Zicea nu de mult, mă, eu până când am venit în biserica asta, am crezut că eu sunt bine cu Dumnezeu, că am pace cu Dumnezeu. Nu, fur, nu fac aia. Zice, mă, de când am venit și citesc Biblia, am dat seama ce păcătos sunt și ce nevoie am de Dumnezeu. Așa e. Dacă citești Biblia, vezi cum ești și vezi nevoia ta disperată de salvare, de tot ce a zis pastorul Marin și de pace. Așa că vreau împreună acum să ne gândim un pic, să mergem acolo la iesle aia rece, în care pruncul Iisus este înfășat, este pregătit pentru ce urma să vină. Știți că atunci când a fost omorât și a fost dus în mormânt, a fost de asemenea înfășat. Și vreau să vă spun ceva. La fel suntem noi înfășurați în pacea Lui când îl avem. Ființa noastră întreagă este acoperită de pacea Lui, este acoperită de toate beneficiile. Dar haideți cu mine să facem un efort să ne gândim ce a fost atunci. Ce gândea Maria, ce gândea Iosif, la ce se așteptau. Ne bucurăm că urmărești canalul de YouTube al Bisericii Creștine Noua Generație, dar nu te opri aici. Intră și tu în familie, în familia noastră online extinsă. Alătură-te live în fiecare duminică și abonează-te la canal pentru a nu rata niciun video sau vreo transmisie live și împărtășește-le și cu prietenii tăi. Îți mulțumim că ne urmărești și fii binecuvântat!